Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată familia Dumitrescu, însă înainte de a începe nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles aștept și comentariile voastre, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. După cum bine știți, episodul trecut a fost destul de trist, deoarece în episodul trecut am fost la spital să vedem cum se simt părinții lui Valentin și a văzut că veștile nu sunt deloc ok, așa că haideți să vedem ce facem și în acest episod și ce planuri mai au în familie. Din păcate, acum această situație cu părinții lui Valentin îi ține oarecum pe loc așa, dar sper ca lucrurile să se rezolve și să primim și vești bune. De ce m-ai sunat acum? Ți-am zis că nu trebuie să mă sun când sunt acasă. Nu am să-ți dau niciun ban. Lasă-mă, te rog frumos, în pace. Nu am nicio datorie față de tine. Te rog frumos să mă lași și să nu mă mai sun că îți blochez numărul. Valentin, cine era, dracule? M-a sunat de la serviciu să-mi spună că trebuie să vin mâine, că este ceva urgent de rezolvat. Păi și din ziua ta liberă trebuie să te duci? Păi da, o să mă duc. Am înțeles. Mi s-a părut că vorbești așa puțin mai răspicat și nu știam cu cine te rățui la telefon. Nu, draga mea, stai liniștită, nu-ți fă griji. Tu ce faci? Uite, am fost până sus, am făcut puțină ordine. Vezi că o să trebuiască să plec puțin. Păi astăzi unde te duci? Trebuie să mă fac cu un coleg. Păi și nu mi-ai spus și mie de aseară, adică are vreo legătură cu telefonul pe care l-ai primit acum? Nu, draga mea, nu are, numai că trebuie să mă fac cu un coleg, trebuie să dau niște acte pentru ședința de mâine. Am înțeles. Da, știu că nu, până acum nu s-au mai întâmplat chestii de genul ăsta. Păi da, nu vezi dacă m-au căutat pe mine. Acum, na, vezi, fiecare avansare vine la pachet cu niște lucruri. Bine, dragul meu, dacă e să mă sun și pe mine să-mi spui că ești în regulă. Bine, atunci, hai că eu mă duc să mă pregătesc și nu o să stau foarte mult, cam într-o oră mă întorc. Da, nu poate să vină el la noi acasă, adică ce naibii? Nu, a zis că vrea să ne vedem undeva în oraș. Bine, atunci, dragul meu, hai, du-te și vezi ce faci acolo, să rezolv. Dacă e ceva, mă sun și îmi spui și mie. Hai că eu sunt gata, vezi că o să plec, dacă e ne vedem puțin mai târziu, da, te sun dacă e ceva. Bine, dracule, ai grijă, vezi că eu o să sun pe mama să văd ce mai face. Să știi că n-au venit facturile de la curent, nu știu ce s-a întâmplat. Lasă că dacă ies eu când mă întorc. Hai, te pup, pa, pa. Se pare că Valentin pleacă undeva, dar nu știm unde și de la cine a primit acel telefon. Sper să aflăm și noi mai multe lucruri în următoarele minute, așa că o să mergem să vedem exact unde se va duce Valentin. Uite, acum am ajuns la bancă, o să încerc să îți fac plata aia, dar nu știu cum o să ies din prostia asta. M-ai distrus, ca să zic așa, dacă află nevastă mea, zilele mele sunt numărate. Da, hai că acum mă duc și fac plata. Bine, bine, bine. Hai că nu pot să stau mult pe aici, că poate mă vede cineva. Să nu mă mai sun niciodată pe numărul ăsta. Hai să intru repede în bancă să văd aici, sper să nu mă vadă cineva. Bună ziua, aș dori să deschid și eu un cont la dumneavoastră. Da, o secundă, vă rog. Da, spuneți, vă rog. Aș dori să deschid și eu un cont la dumneavoastră, dacă se poate. Da, imediat. Sigur, mai aveți alte conturi la noi? Nu, v-am zis că tocmai ce vreau să deschid un cont. Din păcate va trebui să mergeți la birourile noastre, deoarece aici nu se poate, am înregistrat o altă plată. Și unde trebuie să mă duc? Mergeți în... o să vă conducă cineva către birou. Bine, vă mulțumesc. Ce naiba n-am mers să deschid contul ăla? Bună ziua, bună ziua. Așteptați aici la rând? Da. Foarte aglomerat astăzi. Da, aici la banca asta tot timpul este aglomerat. Nu putem să facem nimic, trebuie să stăm și să așteptăm. Asta e, că sunt doar două persoane care lucrează în sucursala asta. Bună ziua. Bună ziua, luați un loc, vă rog. Aș dori să deschid și eu un cont la dumneavoastră. Uitați aici, aveți oferta noastră pentru a deschide acest cont, toate condițiile pe care trebuie să le faceți, cât trebuie să returnați înapoi. Deci acesta este contul pe care îl aveți dumneavoastră în momentul de față și aici, bineînțeles, puteți să adăugați toți bănuții. Aș dori, dacă se poate, totuși să aplic și pentru un credit. Da, ce sumă v-ar interesa mai exact? 50.000 m-ar interesa. Ok. Haideți să verific la ANAF să vedem dacă sunteți în regulă acolo. Da, nicio problemă. Da, se pare că sunteți eligibil pentru a primi această sumă. Gata, v-am încărcat acum, 48.000 aveți. Bine, vă mulțumesc tare mult. O zi bună, la revedere. Alo? Da, uite acum am terminat, vin și eu spre casă. Da, hai că vin imediat. Acum termin cu colegul ăsta și vin și eu. Bine, te pup, pa, pa. Hai să mă duc repede acasă că după aia dau de bănuit pe aici, că stau plecat, poate vine și vreun vecin cumva pe aici, oricum nu cunosc toți vecinii. Da, dragilor, se pare că Valentin a fost la bancă și a făcut un împrumut. Acum o să fie destul de interesant ce o să se întâmple și dacă cumva Ștefania va afla de acest împrumut pe care l-a făcut Valentin. Momentan nu știm pentru ce a făcut împrumut, dar poate vom afla, cu toate că n-ar fi deloc bine pentru el. Așa că haide să mergem și noi acasă și să vedem ce se întâmplă pe mai departe.
Ștefania, am ajuns acasă. Vezi că sunt sus, dragule. Hai că vin acum la tine. Unde ești? Uite, sunt aici, afară pe terasă. Gata, draga mea, am venit. A, ia zi, cum a fost? A fost bine? Da, a fost bine. Super, atunci. Vezi că am vorbit cu mama și ne cheamă pe la ea dacă putem să mergem mâine să ne facă ceva bun de mâncare. Păi da, dar după ce scăpăm de la serviciu. A, uita, mă, că mâine este liber. Ce naiba se întâmplă cu creierii tăi? Băi, nu știu, de la o vreme parcă încep să uit așa. E posibil să fie din cauza părinților, eu știu, problema asta cu care ne confruntăm acum. Da, este posibil. Și până la urmă, ce ai rezolvat? Ai lăsat actele? Că n-am văzut să fii plecat de acasă cu ceva. Păi nu, că le-am avut în buzunar. Pe ce acte ai avut, mă, tu, în buzunar? Așa mici? Da, mă, hai, lasă că am rezolvat acum. Ia zi, ai vrea să ne distrăgi noi puțin așa, că parcă încep să mă simt mai bine. Ia, mă, îți arde de nebunie acum. Hai, mă, vrei să mergem puțin până aici în cameră? Mai Valentin, nu știu ce se întâmplă cu tine. Ești așa parcă bipolar, nu știu ce e cu tine. Du-te și fă-ți un control. Hai că mergem, dacă tu vrei să mergem să facem chestia asta acum. Ia uitați, dragilor, ce treabă acum. Momentan nu știm ce s-a întâmplat cu acea sumă de bănuți, pentru că văd că are acum în cont 100.000, dar am înțeles că va trebui să-i dea cuiva banii aceia și nu știu către cine se vor duce banii. Cred că a primit de la bancă și o foaie sau ceva, dacă mă uit pe aici. Ia să vedem. Ia uitați, are chestia asta, 50.000 agreement-ul ăsta. Tare curios sunt să văd către cine se vor duce banii aceștia și ce ascunde el mai exact. O fi pentru părinții lui? Puteți să-mi spuneți și voi în comentarii ce idee sau pentru ce credeți voi că sunt acești bani. Eu momentan nu pot să-mi dau seama pentru ce îi cheltuie și nu prea e bine să ascundă lucruri de Ștefania. Adică dacă au început așa lucrurile, nu prea sunt ok, dar poate cine știe, o fi pentru vreo cauză, ceva. Nu știu ce să zic. A, ia zi, draga mea, cum a fost? Foarte bine, dragule. Ia uite-te așa dintr-o dată să mai vii la mine așa cu chestii de astea incognito. Da, data viitoare. Vezi că mă duc până jos. Bine, hai, du-te. Mamă, trebuie să fac acum să-i dau banii. Ia să vedem. Mai stai sus acolo? Da, mai stau puțin. Bine, hai că eu, dacă e, o să mănânc ceva. Hai să-i transfer repede banii ăștia. 52.000 mi-au luat. Vai, de capul meu, sper să nu afle Ștefania. Așa, și trimit acum send. Gata, i-am trimis toți banii. Sper să nu mă mai caute. Ia să văd, să-l sun să văd dacă a primit banii. Eu sunt, ai primit banii? Bine, să ștergi numărul meu de telefon de acum încolo, să nu mă mai cauți. Ți-am transferat toată suma. Tu n-auzi să nu mă mai cauți niciodată, că m-ai băgat în pământ acum. Nici nu știu cum o să fac să plătesc toate chestiile astea. Să ștergi numărul meu, pa. Valentin, ce s-aude? A, nu, m-a sunat cineva de la muncă. Ha, o sper să nu afle de chestia asta, că atât am trebuie. Alo? Da, eu sunt. Ce împrumut? Nu știu nimica, e greșeală. N-are cum, domne, n-are cum. Hai, vă rog frumos, mă sunați la ora asta să-mi spuneți de chestiile astea. Este o greșeală, cu siguranță. Ce s-a întâmplat, draga mea? Așteaptă puțin, te rog. Nu este niciun împrumut, vă rog frumos, la revedere. Ia uzi, mă, sună de la bancă, că cică e un împrumut pe numele nostru. Doamne ferește, dar cine să facă așa ceva? Nu, cred că au greșit ei, cine știe ce-or fi făcut. Da, e posibil. Ia uite, mă, sună de la bancă la ora asta să mă deranjeze. Stăteam și eu în pat acolo liniștită și m-a și trezit din somn. Lasă, draga mea, stai liniștită, cine știe, ăștia așa sunt, au salariile mici și sună din greșeală oamenii. Da, dragul meu, așa este, vezi că o să vreau să gătesc și eu ceva bun în seara asta. Bine, draga mea, eu o să mai stau pe la calculator, că mai am ceva de lucru, mi-a dat șeful ăsta cam mult de lucru în ultima perioadă. Deci, ce îți spun, mama, o să mergem pe la ea? Da, dar spune și tu, hai să o lăsăm pe weekend, nu mergem în cursul săptămânii. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate. The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Toate informațiile le găsești din descriere. E, dragilor, ați văzut ce situație s-a întâmplat aici? Nu mă așteptam să o sune pe Ștefania de la bancă. Noroc că ea n-a credulă și a închis repede telefonul crezând că este o greșeală. Acum nu știu ce se va întâmpla cu Valentin și cum va scăpa din toată chestia asta, pentru că ei acum mai au 48.000 și el are, ați văzut, rata aia de 50.000, dar mai sunt și cheltuielile casei. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu acei bani și către cine s-au dus și ce chestii o fi făcut el în trecut. Sper să nu fie ceva foarte rău. Aștept să-mi spuneți și voi în comentarii părerea voastră. Și cam acesta a fost episodul. Bineînțeles, nu uitați să lăsați și voi un like. Iar până la un nou episod cu familia Dumitrescu, eu am fost Alex. Toate cele bune. Ciao!